ต้นชัยมาแฟสครับไอ้ใครลูกพิมพ์อะไรกับเราสปอร์ตจิ๊บบี้ก็ปลาดน้ำเป็นไม่บินอ่ะสกอชโชว์ป๊อปเบนวิลนุ่มก็ตุ้ยใส่คลาสเซอร์พอสต์เอาดิวลาสต์ตะกอร์คุปต์ตุ้ยจะสั่งดูคลาเร่บาดยาสมุชล์ไอ้ชาติจิโอ้ถ้าคุณอยากจะสั่งเรื่องนี้เมื่อไหร่ปัตติฟ้าไม่ใช่จะเฟลส์เอาถ้าคุณอยากคุ้มมันอ่ะเพราะคุณไม่จะไม่ได้ถ้าคุณอยากพอสต์เนี่ยจะเล่นทีมลาวคาเฟ่มุชต์ลาวคาเฟ่ค่ะที่พอสต์เซมบูร์ดันเดร์อินเดียโอ้มีเดียวร้อยเอาสี่ชิมีเดียวร้อยAsta depinde cum ești tu. Ha, și ce trebuie să fac pentru cafeaua aia? Câte puțin, am o combinație foarte bună. Pentru că unde că și ce trebuie să fac? Băi, acum trebuie să discutăm mai chestii mai așa, mai ascunse și trebuie să am și încredere în tine. E, mă, faza să nu... Ia zi, pe aia. Să nu mă trăiesc cu pistol la cap, știi de ce? Nu știu, ai avut vreodată jucării la tine, adică mai exact. Am și acum. Cu pistol. Ah. Bă, clar treaba aduce vede. Nu știu dacă ai auzit de Palex prin oraș. Nu. E foarte vechi pe aici. Au avut la un moment dat toate informațiile posibile și imposibile despre toată familia. Noi mai mult am zburat, n-am stat pe aici. Mă rog, că ai poprește pe undeva prin dreapta și poveste mai ascuns. Bagă-te prin grup dacă te pui. Nu, mergem la mine acasă. Aici, în mini Antarctica mea. Atunci, dă-mă și pe mine un pic, că am înțeles de la aici ajuns. Sau? Ai ajuns? Am fi mers la Antarctica, dar e singură problemă, că am închis ăștia granițele și ne împușcă în jigoș. Vorbește, mă. Ia zi. Am pe unde ți-i intrarea? Aici sus, urcăm aici sus, dar lăsați bucurile băieți, ca să închizi ușa, ca să nu intrați. La ce număr sunăm? Bineveniți, hai să putem puțin, că aici sunt niște vecini ăștia, mai așa, mai imbecil. La ce număr sunăm? Păi nu, că nu trebuie să sunați, două secunde, intrați direct în ușa. Cam greu, mușule, cam greu. What the fuck, calculator, vreau să mă pun pe el. Așa schimbă, Richard. Așa bun. Păi... E, da. Deci, urmează mai multe chestii care am eu în plan. Mai multe compilații. Hai mă să dau sandwich-ul ăla. Deși nu am... Păi de pune, nu las mă vlog la mă. Ia mă, ia kebab-ul. Cât vrei. Ha? Mâncați mă nebunilor. Așa, deci e vorba e că am foarte multe combinații care ar trebui să-mi iasă neapărat, ca să pot câștiga. Așa, păi și ce fel de combinații? Lăsă-mă o parte, nu sunt eu care mi-l vezi acum. Da, mă, te înțeleg, dacă ești cu combinație cu de-alea, mă gândesc că ești o persoană îmbrăcată și vrei să aduci ce un zâmbet pe față copiilor. Bun, deci mă auzi așa cum vorbesc, da? Da. Eu sunt un alt om. Am înțeles. Sub mască. Și zi acolo. Zi acolo, treci la subiect. Bun. Deci eu... Treci la subiect. Ce ai nevoie? Subiectul este în felul următor. Am niște transporturi de făcut, de efectuat. La ce ora? Într-un timp foarte scurt. La ce ora? Păi, la miezul nostru ar trebui să trec granița, să merg în Paletobei. Și să duc un tir plin de... pliculețe și cutii americane, dacă mă înțelegi, și zic cu praf de pușcă. Am înțeles, o informație, vezi că poliția la 8 are întâlnire în față la primărie. Nu știu, ceva chestie, deci dacă ai ceva de făcut, vă opă atunci. Da, e vorba că nu vreau să prind nicio poliție pe drum, să mă perchiziune sau alte chestii, că mi s-a întâmplat azi să fiu urmărit. Ai tir? Da, am un tir, mi s-a întâmplat azi să fiu urmărit de un echipaj de poliție, noroc, am dus într-un loc mai... Da, mă, da. Și am scăpat de ei. Da, mă, da, nu e problemă. Eu am și eu de-astea. Și eu de-astea. Da. Dacă mai vine unul cu mine, în dreapta, el trage în caz de ceva. Da, nu, vorba că o să țin doi oameni prelată, dacă mă înțelegi. Doi oameni prelată, pentru că mi se întâmplă să vină oameni în spate, să-mi deschidă prelată și să fură. Da, am înțeles. Că și de unde luăm? Din portul, nu? Nu, din port, dar era din port. I-a dus din...
de pe Pava, dacă mă înțelegi, de pe Pava aia. Da, da, da. Care s-a scufundat recent, acolo am avut un prieten care a adus foarte multe, a adus tone. Și da, și, da, poate să iasă foarte mulți bani din toate chestiile astea. Păi, te înțeleg, cât dai? Fiu? Da. Asta zic, cât ai vrea tu? Cât îți iese pe ofertă? Pe păi, combinație? Pe mie pe ofertă, mi-e 30.000, dacă nu știi că trebuie să-i plătesc, trebuie să plătesc și... Oamenii. Prelata, da, trebuie să plătesc prelata, benzina, oamenii și să îmi cumpăr și cartușe, exact. E ok, 8.000. Da, e ok. Bun, atunci. Ți dau acum banii? Nu, după transport, unde ne întâlnim? Dau numărul tău. Perete, două secunde. Dacă vrei să ți dau numărul tău. Pe de ceas acum? E imediat. Dăm un număr de... Pe de ceas acum? Taci. Dăm un număr de tău. 0765. 0765. Cum te trec prima dată? Stai un pic. Ce mă, Manole. Manole? Da, Manole. Nu zic al nume, că s-ar putea să... Hai că mă fot în el telefon. Așa, 0765. Cum? 0765. 63. 68. 00. 00, hai că îți dau un apel. M-auzi? Da. Bun. Ok, nici nu salvez numărul. În caz de ceva... M-am auzit? N-auzit? N-auzit? M-auzi? Da, da, aici. Așa, trebuia... Da, da. Sliber. Trebuia să iau pastila. Bun, da, îs liber. Banii mi-i dea la final. Da, o să mă vezi eu. Bun, dar cu ce mă întâlnesc? Poftim? Cu ce mă întâlnesc acolo? Păi, în prima dată și prima dată nu o să ne întâlnim toți în port, o să ne întâlnim în alt loc. Mă gândesc cu mască, cu deală, nu? Da, trebuie neapărat să iau mască pe față. Aha. Mă duc, ai aici o mască și pentru mine, sau? Sincer... Mai avem eu una undeva pe strada mea. Am înțeles. Hai, mergem până acolo, meu mască și ne tot băgăm la combinație. Nu stă mult, ai nevoie de alea, dar ce sunt alea, ce plicuri? Cocaină, metafetamină și... Vreau și eu pun pe ăsta. O pungă de cocaină. Un plic. Îți plătesc dacă îmi zici prețul și... Vede. Îmi place. Îl și urmăm dacă vrei. Da, da, mai am eu la casă din deșert, sunt de obicei nevizat, sunt vizitatori. Da, unde? La a fost un motel, nu? Nu acolo. La a fost un motel, ce să face, fie vorba între noi? De ferma. Da. Acolo. La a fost un motel, ce să face? Nu știu, sincer, chiar nu știu. Adică foarte mulți îmi stric planurile acolo, dacă mă înțeleg. Da, am mai văzut și pe acolo, poliție, un alta... Păi, poliția acolo după domnul. Da, mă, știu. E jale cu poliția aia. Hai să... Unde-i magazinul ăla de haine? Aici. La ușă. Am înțeles. Deci ăsta e sediul tău, sau? Da, oare casa. Cum aici mai mulți. Mm-hmm. La ce număr sunt? A, ok. Deschide ușa, vezi aici? Perfect. Am înțeles. Deci aici stați voi, mă gândesc, nu? Pe aici, pe sus. Stai de că... Unde construim aici ceva, dar nu ne reușește. Stai că mai nu-mi iau pălărie, adică, da. Auzi, mă, șupetește ceas. Bă, dar mască... Mască un pic cam... Da. Da. Da, trebuie să mă duc neapărat pe la magazin. Dar știi că poți să te pui din, de acolo, de la ortelar, dacă nu știu. Da, măi, mi-a dat o cască și mi-ajunge aici, nu mă, ce ai masca. Ia, așa. Place.
Păi, ori Crăciunul nu mai e, a? Hai că nu mă trebuie de ce mă duc așa în figuri. Îmi place să dau din cur. Când vă bani. Stai ce, la mașină. Și vrei să stai împreună cu el, a? Da. Hai că-mi trebuie să port aici masca sau... Da, poți să porci dacă vrei. Dacă știi ce zic, colegul, du-te și tu deschide garajul ăla, că e cam blocat. Garajul acolo cu tirul, dacă mă înțelegi. Ok, acolo. Sunteți cam, da, cum să zic, sunteți vizați de poliție sau de astea? Atunci îmi dau masca jos, dacă nu. L-am scos deja, iau-te. Cu cât se duce asta, Maxim? Bă, 100, nu. Nu înțeles. Și de unde au remorca? Din port. Care? Cum o recunosc? A? Cum o recunosc? 2 secunde. Poți să repeți că nu prea... Zic cum o recunosc. La... Cum o recunoști? Da. Păi, e o prelată. Cum se numește? Sau mă așteaptă de la cineva acolo cu tot? Păi fii atent, de știi care e faza, deci acolo... Trebuie să o luăm pe aia, ce mai, de fapt pe aia de plane, dacă nu înțelegi ce zic, aia de care e numele de matriculare, plane. Bun. Aia cu deci distanța, ai, nu? Dacă mă înțelegi, cu distanța mare. Bun, și în plane, când ajung acolo, unde mă opresc? Păi o să te oprești unde să vezi niște băieți, sunt niște băieți acolo, care, ăștia, efectiv, o să facă cu mână. Nu o să vadă tirul, o să-ți facă cu mână. Da. Bun, dăm și acum banii. Plus că o să fim noi spatele tău. Da, dăm și acum banii în caz de ceva. Că eu știu ce-i apucă pe oamenii cu cine și cu combinațiile. Am avut cu băieții tăi, nu cred, dar cu celălalt nu știu. Așa. Hai că am plecat. Zice acolo, cursa către Blaine. Cursa către Blaine și atât. No. Oricum o să fiu noi spatele tău și o să te vedem. Bine atunci. O să fim în spate de tot. Sper că are motorina. Ai o stație? Ai o stație la tine? Nu. Of. Numărul de telefon, dracu. Vorbim pe telefon? Nu mă, numai, da, vorbim pe telefon în caz de cea. Că nu vrei neapărat o stație? Nu mai era mai bine. Stație. Dă-mi stația. De aici? Da. Ia stona. Și pe ce frecvență? Hotărăm acum. Da, mult. Nebuneală. Hai. Bun. Păi să ne punem, nu știu, pe stai frecvența 255. Da. Stai că... nu prea găsesc că... Aha. 255? Da. 255. Să fim în spatele tău și o să comunicăm prin stație. Da. Așa. Până atunci, au zis renilor, aveți motoare, da? Două motoare vreau de la voi. Pe care... Două motoare, ok? Mergeți în față și comunicăm prin stație. Dacă vedeți ceva, poliție raportată. Nu mai am motor. Care mai are motor? Care are motor? Nu mai am. Dacă poți să ne dai pe nimeni, niciunul de la voi nu mai are niciun motor? Mă duc să iau mașina, tirul și... Let's go. Mergem cu trapul ăsta, dacă e bine. Lasă-mă tăi, motor. Că dacă e să vă prindă poliția, să nu... Păi și eu cu ce nu mă duc? Cu tirul. Păi și tirul? Măi, ce să cumpă cu tirul? Unde l-ai dus, mărenule, mă? A, stai că l-am pus în garaj înapoi. Aaa... Hai mă, merg. Probă, ne auzim? Da, colegi, am adus firul. Bun. Hai, în caz de ceva, urlă după voi. Cine conduce firul? Da, nu eu. Ok. Da, mai știi că nu vine garda? Vezi, pe protej asta la asta. Mă, ne auzim. Mă duc încă în asta, în aeroport acolo. Da. Vreau să nu mai frecați stația. Mulțumesc.
Îi dăm drumul? Unde ești, domnul? Unde ai ajuns? Unde ai ajuns, domnul? Domnul, unde ai ajuns? Mă duc, mamă, 1080. Vai, și pe... Vreau să nu mai apăsați pe butonul de la stație, că vă bat. Rămoțit, dacă mă înțelegeți. Hai care și motorul în mașina asta, dacă e tirul. Pe unde e? Ajung în 10 minute la ăsta, să mă duc să iau. Mergem la port, ne întâlnim la port? Da. Ok. Ajung în maxim 10 minute. Voi nu mergeți fix acolo. M-ați auzit cu motoarele. Voi securizați zona, vedeți pe acolo. E gardă prin grup, e gardă pe acolo. Da. Recepționați mă sau dați acolo bipuită? Da. Mai spune de că nu prea înțeles că s-a stricat, stai să stau leacă, hai mai faci. Dacă tot fuzi butonul ăla, normal că se strică. Deci te duci și securizezi toată zona grup, înțelegi? Frâne nu prea are. Mă bucur. Da. Ce trebuie, Jamon? Colegul cu motor, știi tu unde e grupul, da? Da. Mergem la grup? Tu ești prost, mă? Bă, tu ești prost, vrei să dau cu mare lucru și eu de dreapta în tine? Nu cred că nu-i prea atent. Stai, hai că ajungem imediat. Oh, fuck. În 2 minute am ajuns. Hai, mă, mașină! Ah, fuck. Am înțeles. Nu mă comandă. Colegă, ne întoarcem. Ne întoarcem. Băi, dar mi apare și mie ceva dolar portocaliu pe harta asta de la GPS. Ce e ăla? Poftim? Dolarul ăla de acolo, da. E ceva firmă, dacă mă înțelegi. De spălare? Da, dar nu. Am înțeles. Stai. Nu prea văd pe nimeni. Am ajuns. Mai zic încă o dată ce premor că iau. Penultima. Oh, fuck. Penultima, aia... Trebuie să vină cineva până aici, că nu văd pe nimeni. Acum vin eu pe Odin. Cineva pe aici, mașina albă? Bă, deci dacă-mi iese transportul ăsta... Iese unul aici la mine cu mască și cu geantă în spate. Ai nevoie de întâlniri? Venim noi? Bă, să cam uită la mine. Bă, să mai vină un motor, doar un motor. Un ia, motor. Că vine pe care acolo. Vine doar Denis, ia ne stăm pe grup. Da, stai. Îl vezi? Tu ești ăsta cu Audi? Da, eu sunt. E și a Sanchez acum. Deci e un tir răsturnat? Nu e a meu. Ia-ți. Da, nu prea... Locuri? Nu prea pot. Ți-a venit ăla cu etirul, dacă mă înțelegi. Vin acum. Bagă-te în ăsta, vezi. Vino ca. Hai, bagă-l aici, bagă-l pe ăla, Da. Adu-l în coa, mai exact, adu-l în coa. Hai, că mă duc să-l aduc acolo. Adu-l în coa. Vine un Mustang după mine. Vine... Da, și nu veni în port, Ian. Vedeți că vine un Mustang. Ce ai făcut? Nu s-a mai dus. Vine acolo. Moșulei! Lasă-l în pace, lasă-l în pace. Păi du-te-a și remorca. Du-te-a și remorca. Dar ce remorca? Bă, către Blaine. Vin la port să iau un tir? Cum se numește remorca? Ce număr de matriculare are? Penultima.
Da, aia cu... Nu te gândi de bine. Ciment? Ciment factory? Nu mă, nu mă. E una, sper, sper, nu știu. Domnul, urcați puțin aici. Ai luat-o mă sau ești incapabil? Ăsta... Și așa dacă mai te vezi... Vine două mașini spre voi. Hai, omul meu, mai repede să ne mișcăm. Mamă, cât doar eu prelată și după aia te duc și eu carte, înțelegi? L-am luat, acum l-am luat. Acum nu e nicio vorba. Așa, bravo. Am luat ăla, dar nu mi-apare nimic pe aici. Păi trebuie să o găsești, mă, prostea. Lasă-mă pe mine să conduc. Căutați nevastă. Hai, lângă mine. Mă duc aceea, mă trăd, nevastă. Oh, fuck. Ai găsit ăla? Eu mă plimb pe aici cu audio și încerc să găsesc. Hai că-l găsim de che. Unde mă? Stai mă, când sunt cu apă ăla care... ar trebui să dea remorcine. Două secunde, suntem eu să-l găsim. Sigur. Așteptați două secunde. Așteptați acolo undeva, în pauză. Că trebuie să vă pre... Acum ce că e încărcată, două secunde, așteptați. Hai că eu am ceva pe aici, dar nu știu. Nu, 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 nu. Păi e cisterna asta sau nu prelată, ai zis? Stai puțin. Hai, bro. What the fuck? Da, trebuie să mă duc să caut remorca, dar pe unde ar fi, nici eu nu știu. Ești în bună cap. Unde a dispărut? Caut pe aici, nu fac găsesc nimic. Nici eu. Toate au durat, să nu pot să le iei. E poliție aici. Ce? Poliție. Lasă-l acolo, că vorbește cu omul tău. Schimbare de plan. Nu mai merge. Ai, Dumnezeule. Camin. Da. Bă. Ziceți și voi ceva? Nu. Degeaba. Ciu-ciu. Ați găsit ceva? Acum, imediat. N-ați văzut asta. L-am văzut, dar bai că nu prea pot să le iau așa bine. O să o pot scupa. Da, să văd. Hai, șoferule. O să trească, stai jos la aia și să-i conectezi cablul, ok? Hai că-i cuplat-o. Hai că m-am încă una. Hai! Colegul, până-i după ce pierzi de stres, să ajungă. A, am văzut o mașină, un Lamborghini. Nu, mă duc eu, o să mă duc eu, două secunde.
Stai pe loc. Să-ți dau pe GPS, o să mergi mai întâi pe mine, ca să mergem să încărcăm, ok? Mmm, ia pune acolo. Uite acolo, uite acolo, va trebui să mergi. Și o să mergem acum să cuplăm. Să încărcăm, pardon. Mergeți înainte, eu după voi. Efectiv, o să mergem pe navă și o să aducem coletele în remor. Da, știu, numai că... Unde? Aici așa, pe navă? Așteptam să vină eu. Unde? Aici pe navă? Nu, acolo, nu e acolo. Nu, înțeles. Tu unde ai luat-o? De pe față, aici, și ieși în prin spate. Ești... A, păi prin spate, păi sunt în față, direct. Înțeles. Aici-s cu omul tău. Înțeles, hai, vină cu-o pe mine. Hai, du-te. Unde? Aici la dreapta? Da. A, de-aia zis să mă fi dus pe acolo. Mai vorbești că e stață dracu aici, nu ne găsește poliția. Poftim? Vorbește mai clar că pe aici nu ne caută poliția, dacă mă înțelegi. Da. Știu. Ca așa, nu. Mai ușor pentru tine, mai ușor pentru mine. Coleg, eu cum stau? Stau în părere sau stau în spatele lui? Taci. Stai puțin, tu te înapoi pe patrula ta de grup, înțelegi? Și vezi acolo, va vine poliția, vine, nu vine. Că pe acolo o să intrăm noi, o să intrăm printr-o spate de la grup, înțelegi? O să intrăm prin spatele grup. Unde parchezi? Colegul știu unde e grup? Undeva să pajungi cu spatele, înțelegi? Cu remorca cu spatele. Aici? Da, pagi, garează oricum, uite. A, acolo. Vedeți că vine un Mustang. Mustangul ăla era ăla cu puști. Stau prin grup, aici nu-i nimeni. Perfect. Hai. Deschide. Bagă. Uite acolo. Colegul te văd. Vezi că avem un Mustang aici. Veniți acum toți la navă. Unde e aia? Să înăuntru, hai la navă. Îți dau o mașină. Eu nu știu. Stai că mă opiu și le dau o flageală de aia, că mă duc acum să... Lasă, că dacă nu-mi are treabă, nu are ce să ne facă. Știi ce zic? Lasă-l acolo. Lasă-și tot, lasă-și tu capul tractorului din prernă și remorca dacă poți. Să o lași din prernă. Nu prea pot. Trebuie să mă chinui să arunc pe tine. Hai că eu mă duc, fii atent. Eu mă duc acolo sus pe navă să mai aduc. Tu ia-le pe astea, trebuie ca să le muți pe astea. Poate poți să le iei pe astea de unul singur. Astea sunt doar cartușele alea, dacă mă înțelegi ce zic. Cartușe. Da. Dacă mai fus stația aia, îți dau fumam. Cine mă fute stația? Așa cum. Mai vine cineva la mine. Pune că l-a ajuns pe moșu. Spune că l-a ajuns pe moșu. Spune că i-a ajuns pe moșu. Noi suntem. Ajutați-l mă să care pe alea, de acolo. Să le bagă, să le punem cap tractor. Oh, fuck. Hai, că le pun tot înapoi. O să arăt unul cu armele pe el. Ai grijă. Ai grijă, a ieșit unul cu o mare armă pe el. Să trage. Bă, scoate jucăriile. Pistol de control. Hai că m-a luat repede. Nu scoatem.
pușile. N-ai de unde. Haideți acolo sus, haideți acolo sus să mai luăm pachete. Unul să mai vină cu mine, atât. Restul stau aici, așa. Plecați repede. Bagă paletele. Cât, cât mai aveți din ei? Că văd că se termină. Mai are un pic. Să aveți careva o frânghie să-i legăm, să nu cadă. Vine la mine poșile. A venit... A venit poșile, a venit poșile. Pune-le că l-a ajuns pe moșul. Gata, domnule, asta era ultima. Hai mă, rapid. Sigur. Hai că ne-am terminat aici. Mă bag în tir. Noi stau aici, jos de pază. Poate mai bine așa cu toși. Poate și eu. Pe aici, în stânga pot, în dreapta pot ieși, sau? Mamă, m-a luat ușurarea. O să mă dă repede. Nu, la doua la bucă pe la pișare. Pișarea, voi. Bun, fiți atenți, mai avem, mai avem un pachet. Du-te tu ăsta care ești aici, du-te rapid și bagă și pachetul ăla. Du-te repede. Dar ăsta e ultimul, ăsta e ultimul care te băgat. Mă dă repede până la baie, mă dă repede până la baie de la asta. Stai puțin, că mă sună careva. Dar nici tu crezi la baie aici, la... Mă duc, mă duc. Mă duc, nu știu, locație și mai fac pe mine. A, înțeles. N-are băiatul niciun... mai avem o tură de dat. M-au auzit? Mm-hmm. Mă duc eu acum. O tură mai avem. Da, mă, da. Știi carnea? Mm-hmm. La frigorifere, mergem acolo, ok? Mergem acum sau? Da, da, la frigorifere. Păi hai că pornesc. Vă aduc acum. Noi eu pornim acum la frigorifere. Mm-hmm. Mai avem de băgat ceva la tine. Stai că am dat... E marfa ta, nu e a mea. E putea marfa. Gata, colegi. Hai, hai să pornim la frigorifere. Mergeți în față și vedeți de zonă, măcar. Hai că merg eu. Ai pus gata? A pus gata, da. Gata. Bun, pornesc. Bun, mergem acum la frigorifere, avem de luat. Fiți atenți, două vaci. Poliția, poliția, poliția. Unde? La, pe aici, la, sau de... Yes. Da, bun, luăm două vaci pline cu metafetamină în ele. Cum o să fac chețele? Încerc să dau mai tare și nu pe aici, pe unde mi-ați spus voi. Esențial e să ajung numai acolo, știi? Da. Bă, dar voi ați închis, mă, în spate acolo, poate pică marfa. Am închis. Sunt eu aici. E închisă. Sunt eu aici, nu-i problemă, dacă cade ceva, mă opresc eu, de până încă sunat. Hai, hârbule! Vedeți că aici sunt foarte multe gropi, să nu cădeți în bot, să știa cuvătoare. Da. E problema că... Vezi că o fac la stânga aici, aveți grijă. Ok, am ajuns, e drum liber, doar un motor, atâta. A, trebuia să iau, am înțeles. Bun, fiți atenți, o bagi acolo la frigorifer, eu merg în spate, îmi pregătesc, vorbesc cu băieții. Pregătesc bani. Mhm. Bun, o să stăm puleacă pe pauză, după ce băgăm toată marfa, o să ne retragem într-un loc. Aici, da, la dreapta? Da, da, uite, fii atent, că te aud. A, aici, bagă, garează încă. Aici e viață, o să fie viață mai ușoară. Colegul, putem să scoatem sperile pe aici sau? Nu scoate nimic, dacă aici sunt băieți ca lumea, înțelegi? Băieți. De băieți. Mecheri, de băieți cu ras. Cât să mai duce? Haideți cu mine. Nu cot, bagi acolo, doar acolo spate, s-o garezi, atâta. Stop.
Da, nimic. Gata. Oricum, le aruncăm aici, înțelegi? Deschidem asta, dar trebuie să o tragi mai în față, dai mai în față, dai mai în față, ca să deschidești. Gata. Ba, nu e hopla fix, dar, da. Haideți ca mine, cu mine, care fac pe mine, să luăm o fac. Ce că odată vorbesc băieță, mă? Trebuie să mă odată unul, că pute mama, deci pute astea. Put. Pute vaca nu asta, pute. Să mor. Feliz mama, repede unul. Mă nu trebuie să o iau, că nu pot să iau singur. Stai un pic, că nu știu pe unde te-ai dus. Sunt înăuntru, mă, nebunule. Da. Hai, păi tu. Ce, în viteză s-o duce ala. Bă, da, ce zic? Asta e un rol pe random. Creadu-mă așa. Așa că dacă ai ajuns până la minutul ăsta, bro, să nu de butonul de like și subscribe. A fost dat drumul la tot. Aici, adică da. Am uitat să mai pun câte una alta. Din acest rol pe se va posta. Na. N-am stat pe gânduri, una, două, țac, pac și asta e. Mai aveți? Gândește că asta e vacă slabă, mă. 50 de kilograme, mă, frate, și până asta. Și asta e, numai? Băi, asta n-are organe, n-are, are pielea și ceva pe acolo, niște pliculețe. Cu sută. Aleu. Și asta e... E 50 kg, gândește-te doar. Păi și cât e cea mai mare? Păi nu știu, cred că e 150. N-am idee. Păi și pe aia mare nu poți lua dacă tot merem încolo? Te ierici, dracu, până la final. Nu. Dacă e să măriți, măriți măcar cu puțină marfă, nu măriți cu multă. Gata? Luați-vă motoarele, mă. Da. Deci atunci mă duc în Blaine. Nu porni să cui ușa, nu porni să cui ușa! Pe de asta! Nu merge să deschid, să mă urc în motor, nu merg cheile. Mai încearcă. E gata? Nu, nu merge, nu merge. Hai. Să nu mergi. La fel. Am luat-o prin dreapta, eu prin pe autostradă și m-am tădus. Ca să știe și băieții. Haideți, mă, mergeți o dată în plin, mâncați așa. Orașul ăla mare de sus, din pe mapă. Cartea aia care aveți la fiecare în burtă. V-am pus să vă învățați să mor eu. Au, fuck, nu ajung pe acolo. Nu, că știu unde, dar vin după tine. Păi, dar nu mai vine după mine, că trebuie să mergi după tine, mâncați așa. Trebuie să mergi în fața tirului. Ne întâlnim în fața la casino. Acolo, știi? Ok. Hai. Hai, că eu acolo eu știu că e din 3, din 5 tone. Nu e de... Bă, lasă. E ftic că nu e. Nici poliția nu e mită. Clar, trebuie, m-am trecut pe lângă focuri de armă. Hai că ajungem când mi-a dat pe autostradă, așteptați acolo. E poliția la noi, poliția la noi. Două echipaje de poliție. Dar nu era, nu era, bă, mergi cât de legal se poate, ok? Să măcar să ajungă, ok, transportul. Uite, am fost pe 48. Vedeți ceva pe autostradă? Se aude echipaj de poliție. Bă, se aud. Vedeți, vine un echipaj de poliție spre voi. Spre autostradă. Da, e un motor de poliție. Așa ajungi la casino? Nu, aba, în 2-3 minute ajung, dar nu știu dacă s-o iau pe autostradă sau s-o iau prin altă parte. Iau pe autostradă, risc, deși iau pe autostradă. Hai, let's go. Hai, că acum cobor jos pe autostradă. E un motor.
tot aici, cineva a făcut accident. Păi sigur, de aia s-a dus poliția. Să nu închid autostrada, mă, cațești din cauza accidentului. Am unul care se bagă în fața mea, unul care se bagă în fața mea, sunt la casino. Îmi face pit. Să mortu. Da, da. S-a băgat pe dreapta. E un Mitsubishi, negru, fără mergi uși. Mergi după el, mergi după el, mergi după el. Du-te, Denis, du-te, du-te, îl văd, îl văd, îl văd. E în spatele tău, e în spatele tău. Nu-i problemă, tu mergi, conduc. Îl văd, îl văd, îl văd, e după noi, e după noi. Cine e după noi? Gata, s-a oprit, s-a dus, s-a dus. Ba, noi e pe munte, cel mai probabil. Ce munte, mă, că a trecut un Mitsubishi, a trecut un Mitsubishi pe pod. Da, BMW-ul e prea suspect. Era acolo pe dreapta la poala de electrici. Dar unde sunteți? Unde sunteți? Noi am mers, continuăm, mergem. Sunt mai aproape de pușcărie. Am înțeles, păi eu vă așteptam la casino degeaba. Adică am văzut și un Mitsubishi pe la casino. Stați că am aici serpentine și nu pot să conduc. Vorbesc, pardon. Vezi, vezi, vezi că vine unul în față. E mai paralel, dar și da, da. Dați-i voi cu motorul, dați-i voi cu motorul tare pe lângă... Nu, că ne stai lângă el. O luăm în față? Nu. Băi, nu, dați mă tare voi, voi dați tare, mă. Dă-i de niște tare. Că vă zic eu din spate, că intru acum, vin eu din spate. Da, a trecut o mașină de poliție. Da. Am înțeles și pe unde să iau acum. Ah, fuck. Dă-i pe acolo, dreapta. M-am dus tot drept. Te văd, te văd. Te văd, te văd. Momentan e liber. Vezi ăla cu brabusul din stânga? Da, 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 eu mă duc după el, dacă e. Da, nu, că nu are nicio treabă cu transportul, stai puțin. Bă, nu știu. Un tico pe contras... nu, un jeep pe contrasens, ne-a luat înainte. Am început în 2 minute. Văd că nu bagă viteză. Văd că știi că am vorbeat la noi. Ce mă tare, lăsați-i pe ăștia care se vorbea. Da, mă, că n-are ce să bage în fața tăierului ești nemon. Îl iau și l-am omorât direct. Ne cam urmărește, ne urmărește. Aaa, pădeși și voi odată la... Priți-vă mă la benzinărie, stați acolo la benzinărie. Să vă dați măștile jos de pe cap, să nu vă ia poliția pentru faza asta, că aveți măștile okay. Pe cap. S-a mai întâmplat. M-a dat. Hai că nu merită tare mult să vorbești. Poliția, poliția, sau? A, am înțeles. Hai, hai. Vezi că am pe cineva în față. Poliție, poliție. De Denis. Păi dacă nu-i dați tare, păi dacă nu-i dați tare, cum vrei să știm? S-a bătut aia. Mamă, ce s-a bătut. Bravo, sunt dreapta. Vedeți că e mort, să nu dați peste el. Are cătușele, săracu. Aia era în stânga poliția, era la right, probabil. A, vezi că jucă să mă aștept pe tine, să nu... Păi, voi știți acum că la face droguri, nu? Știți, nu? Pă... Știți pe unul... Pablo Escobar? Da, da, da. Știți că acum el face droguri. Am ajuns la pensionărie cu colegi, cu prietenii mei. Te-a lăsat de arme, dar s-a făcut pe droguri. De ce? Nu aici. Am înțeles. Nu mai trage pe ce? Oh, fuck. Poate se rupe prelata. Nu se rupe, nu se rupe. Cu iată, cum se rupe? Ce trebuie băgat acolo dinner? De era cu kebab? Am băgat vreo 6 lacăte. Eu zic o dată că am dat aici, mare. Helicopter de poliție, helicopter de poliție. Helicopter de poliție, vedeți de aici, pe baricaj, baricaj. Întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Întoarce-te, întoarce-te, Denis. Nu mai merge aici. Întoarce-te, întoarce-te, e baricaj. Vine după mine elicopterul. Pe noi. Intrăm ilegal? Intrăm ilegal? Nu, că e baricada și n-avem. Aia, să intrăm, că n-avem ce fac. Auziți, pe munte. Pregătiți, eu luam prin Sandy pe munte, ok? Da, da. Tir, urmeara.
Vezi, am unul față, poliție. Poliție în față. Pa, ce pare caz acolo. Bă, totul l-am luat o dată, bă, mâncați și până tot mașina aia m-a luat o dată pe mine și mă știi că am Audi iar. Și pe mine. Eu v-am întrebat dacă să vă dau BMW-ul meu, adică, na. Bun, o luăm prin Sandy, planul 2, o luăm prin Sandy, intrăm pe tunel, o luăm drept. O luăm la dreapta și frumos intrăm prin munte. Intrăm, o luăm pe cilier. Și intrăm tot ilegal, intrăm. Da, domnul Cotir, duce până pe munte? Bă, dar știi care e faza? Să nu aibă paricadă pe ambele sensuri. Da. Până, voi o iau ilegal, dar mă duce drumul pe celălalt sens. Bă, dar tine mă, hai, spate. Hai, ce să mă, stai că... Bă, dar nu uitați mă tare. Vine, din spate, din spate, vine poliția. S-aude, e o mașină pe câmp, se trag cu frum. Du-te, motor, du-te și vezi dacă e baricadă pe celălalt sens. De la Berlin, du-te mă, vezi dacă e acolo pe celălalt sens. Băi, vă când zic vă să vă duceți, voi stați și vă bate. Fuck. Ce urât e asta. Hai că mă duc pe tine asta cu Audi. Vezi că se duce la cutierul? Te-a dus pe acolo. Da, mă curvoc, că știu eu drumuri mechere, mă, lasă, știu. Vezi că mă iau după tine asta. Două secunde, stăm aici pe dreapta până se liniștesc puțin apele. Mm-hmm. Oprește farurile. Motor, imediat te duci pe celălalt sens și îmi spui dacă e cineva, că am mai multe planuri. Du-te pe celălalt sens și îmi zici dacă e ceva pare care. Ce, băi, ești nebună? Nu, mă, nu, te duci frumos, păi, omule, ce, nu vină ca la mașină, că spun pe GPS, că tu ești prea. Acțiune. De ce asta garda pe acolo? Bă, deci faza e că avem mai multe planuri. Trebuie să... neapărat trebuie să luăm. Bă, a ieșit treaba mai complexă decât mă așteptam eu. Mă așteptam să nu fie nicio baricadă, să fie totul frumos, elegant. Nu să fie poliția, nu nimica. Da, bun. Te-aș ruga să pornești un GoPro de acum încolo, dacă ai la tine. El am la mine. Bun, să porniți un GoPro de acum încolo, nu se știe niciodată dacă rămâne pe stradă aici. Măcar să vezi și noi ceva, un semnal să dăm. Bun, aveți, bănuiesc că aveți încărcate telefoanele. S-ar putea să rămânem în pustietate, mai ales pe zăpada asta. Bun, dați în față, porniți și noi mai așteptăm câteva minute pe aici. Gata, mi-a pus GoPro pe cască. Vedeți că e GoPro, păcat că puteți să vă uitați. Poți să te uiți de fapt. Masca pe față. Auzi? Ei pusă, ei pusă. Așa, bun. Avem amândoi. Suntem cu mine vorbim. Vedem. Până acum e liber sau? Până acum liber. Dar noi o luăm pe stradă sau off-road? Luați-o cum puteți. Vă sunteți cu Sanchez-ul, nu are problemă. Hai să-i dăm și noi, hai să-i dăm puțin așa. Du-te. Încet, nu e grând. Nu, sper că nu să ajungeți cu gâtul rupt, mâini rupte sau alte chestii. Că e rup eu cu glonțul. Suntem pe mâini bune, se stă mâini bune. Când vine vorba de condus motoare. Da, se vede. Până acum ceva? Nimic. Pe GoPro, că... Gen, nu-i nimic ca... Dar poți să te uiți pe GoPro. Bă, dar știi care e faza? Că îi abănuiesc că sunt cu ISCTR-ul, mâncați-și. Nu? Le băgăm vrăjeala aia, că suntem și noi aici în excursie. Da, mă, da, dacă de cu ISCTR-ul, uite când îți cântărește, îți vede ce transporti. Tu nu vrei să știi mult ce-ți face aia. Trebuie să ai foarte multe, trebuie să ai atestată, să nu... Am testat transport. Marfă. Ha, că eu încerc. Nu mă ster pe tine pe aici.
Du-te, du-te, du-te. Am ajuns pe undeva pe lângă o păture, văd că oamenii mei taie lemnele. Bă, dar am vrut mașina, măcață, știi cum face curul, așa îmi face suspensie. Du-te, că mai mult de 40 nu mă duc. Mamă! Cum rupe asta asfaltul, ești nebun? Deci îmi spuneți clar, e baricadă și pe cealaltă parte sau? Încă suntem aici, am ajuns la podul ăla, dacă știi. Nu contează, mă pun, dormim, nu știu, nu fac, nu ne ducem, stăm acolo și... Am intrat în pod. Nu, nu prea văd pe nimeni că e baricadă. Bă, 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 îmi derapează, bă, bă, nu mai port, bă, am rămas în pod, nu vine. Pe geni. Hai, suntem ping. Mersi. A, fabrica aia de lemne apare nu nimeni, a? Da. Păi nu, că pe acolo... Hai zic că pe strada acolo s-ar putea să fie. Bă, să nu rămână cap tractor în formulă, de asta nu. Pentru că aia n-am cum să-l împing pe el. N-am cum să-l împing pe pe stradă. Să vedem dacă e... Nu, nu pe acolo, așteaptă ce? Dă-i drept în față și uși pe stradă. S-ar putea să fie... Nu prea văd nimic. Cum punem mă limitatorul la mașina asta? Înapoi, înapoi, înapoi. Stai să ne uităm mai în față, să vedem mai în față și eu. Stai, poate e... Aici. Clar, nimic, bă, nimic, treaba nimic. Ce pot să fiu prost. Mamă, deci te curge treaba de prost, că rămân în pădurit cu mine. O mașină de poliție, la secție de poliție. Nu, e problemă. Păi acolo, pe acolo stă, mamă. Era să derapez dracului la cât am râs. Aparent nu-i nimeni și cred că nu mai sunt cu baricadă. Dar nu, nu, mai, nu mai e baricadă, mă, nu-i pe partea cealaltă cu baricadă. De, mă uit, dar nu mai dau. Hai, trebuie. Apare, nu mai văd nimic de aici de unde suntem noi. Pe stai, trebuie să dai. E o mașină în mijlocul străzii, dar nu văd că nu-i nimeni, a? Și cam atât, adică tot. Dă-i drept în față. Păi mă, eu mai bine... Nu, hai că mă duc pe aici. Sau de... Mi-am la poliția, cred. Ba nu. Nu. Vedeți că se îndreaptă poliția spre baricadă. Nu mai e baricadă. Ba da. Baricadă nu mai e. E aceea pe dreapta baricadă. A, gata, am trecut de pensionărie, nu mai e baricadă. Dă-i drept în față. Cred că puteți făceți, că nu mai vedem nimic pe aici. Păi da, mă, da, dar nu avem cum, că suntem pe zăpadă, suntem pe ofițiu, drept în față. Două mașini de poliție. Vezi că de coaiele pe fac baricadă, fac baricadă. Nu o fac aici la mine, nu am freon la mașină, să înțelegi. Noi ne plimbăm pe aici, prin bine, văd ce nu, dacă e baricadă, dacă nu e baricadă. Cum e statusul poliției? Momentan văd că e liber pe ambele părți. Cred că atunci a fost un accident rutier și... Un motor de poliție. Un motor de poliție. Cred că e jaf. Le pare cald. Au trecut trei porți. Patru mașini. Hai să stăm pe undeva pe aici, să nu mergem direct la ieșire, că dacă e jaf, atunci o să dureze un pic până urmăresc. Toate mașinile de poliție mai stați, sunt la baricadă. Mai stați două minute și cred că puteți să vă duceți. Du-te, du-te încolo, du-te încolo, da, da. Nu, nu mai e nimic. Bă, stai mă, să ajungem, mă, ajungem pe acolo, pe măcar până la fabrică, în apropierea fabricii să ajungem măcar, înțelegi? Cineva în secție, dar eu nu pot duce. Bă, stai puțin, vezi, bă, acolo, bă, în omule, în secție, n-are cum să nu fie poliție, tu înțelegi? Știu, da, era unul cu cătușe și gen, aia, cu cătușe de baricadă, după așa ceva. Ce nu poate, dar nu poate, e de-al meu, nu e de-al meu, atunci apar cu mamă ăsta. Venim și noi spre voi sau mai stăm pe aici, ne uităm la... Stai pe acolo. Se aude poliție, bro. Da, mă, dacă aici e Sandy. Du-te drept în față, să vedem dacă fac cu baricada. Până am ajuns undeva unde e aproape de Sandy, gen, hai că aproape, trebuie să treci și mare asta. Vezi că ajungi ceva pe pod aici, să nu pici. Pod de lemne. Bike alunecă. Vedeți că vine o mașină spre partea în care sunteți voi. Te-ai drept în față. Bă, deci mâncați. Bă, 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 bă.
Ce? Ce ai zis? Mi derapează mâncate și nu vreau să cadă în apă. Mă duc în fața. Îi dau mai tare pe aici. Bă, dar tu vezi mă că a intrat până și aici, a mâncat și a intrat cu sinonisoarea. Mamă, nu prea mai pămur ca apa aici, de bun. 80 de grade. Clar. Ai venit? Da, cu geamuri înghețate. Cred că un dot în față. Cred că puteți să-i dați, cred că puteți să-i dați. Deci mai e baricadă, da sau nu? Nu mai e, nu mai e. Nu mai e, în apele părți nu e baricadă. Puteți să-i lași cum vreți. Mai avem foarte puțin, stai aici, stai aici, stai aici. Cum mai faci? Facem tu le pe aici, pe nu mai știu ce e nou. Alunecă, băi! Au fuci! Ia n-o. Du-te de aici dacă vrei să pleci. Stai puțin, pune frâna de bună. Frâna de mână. De frână. Și hai jos. Așa. Alunecă, dracului. Lasă să se ricească puțină. Păi, dracule, ești nebun la cap. Păi, dacă ai ținut-o numai în a doua, ai ținut-o numai în a doua. Vei drept în față, vedem dacă baricadă. Ce vorbesc cu oamenii? Ce vorbesc cu oamenii pe stație? Băi, ce-i cu ăsta, mă? Trei până vezi o baricadă. Taci. Bro, tu vezi ce cu remorca asta? Nu. Nu te prea băga. Poftea? Nu te prea băga că cam alunică remorca. Se duce stânga-dreapta. Hai, mergem încet. A, hai, s-a trecut deja vreo 5 minute. Hai. Este unul cum intrat în Sandy, nu-i polițist, dar stă așa. Dar nu mă, Sandy mă, în paletă, mă, în paletă. Paletă, paletă, da. Parcă vă că sunt Sandy. Nu, nu. Un echipaj de poliție în mijlocul străzii. E, aia-s pierdut. Mamă, du-te, că n-am frâne. A, mă, că aici e la poliție. Ne-a luat. Dar la poliție, ce faci? Fugi ca să... Bă, nu, fii atent, te duci, fugi și ai acolo pe dreapta, gen, cum te duci spre Sandy, ai pe dreapta, nu, ai pe dreapta, gata, efectiv... Gata. Ai pe dreapta o locuință, te bagi acolo. Suntem pe munte. A, pe munte? Băi, mâncați-și până dacă te duci pe munte, te omor. Că dacă mă vede pe mine și pe ăsta... Nu vii spre voi, frate, mă, sunt pe munte aici, pe partea mea. Mă duc spre voi, că n-am nevoie. Du-te, că am închis asta, nu are cum să ne vadă. Deci unde, stânga? Ne uităm de aici, a spus. Băi, frumos, pe aici, pe aplica, de aici știu eu drumul, ia, vedem. Mă, de-ai zăpada, poasă, mâncați, deci n-ai cum, deci derapezi, n-ai niciun. Da, de-aia m-am dus-o cu 5-7 la oră. Hai, că aici dăm și noi de drum mai frumos. Hai, că de aici tot îi dau planul. În ce parte ai venit? Veniți pe stânga sau prin dreapta? Păi ți-am zis că am luat-o pe munte. Noi practic o luăm pe stânga. Am putea să o luăm prin stânga aici, cu aia, și vezi că este acolo urcat. O iau prin stânga, direct. Prea multă poliție. Ne uităm aici, poate să de... Dă-i drept în față. Dar știi care e faza proastă? Că o să ieșim pe la poliție. Sau da. Deja când ești acolo, ce dracu, că nu mai... Nu ieși încă. Păi, o să vii după mine, vină după mine. Mm. Că mai știu un drum pe unde putem ieși. E, prin față, nu prea, că prin față trebuie să sărim. Nu, vină pe. Că mai știu un drum. Mamă, dacă nu mă pune asta off-road.
Să mă urmă până ăsta off-road cu aia. Și unde deci? Vedeți că noi o să ne uităm mai mult prin stânga, prin partea care o să veniți voi, pe la lemne, pe acolo, nu? Pe unde vrei să mă duc pe acolo, mă? Taci, mă, că fii pe aici, uite, drum. Haide, pula mea. Tu în cap, coie, dar nu mai în cap. E sigur că nu în cap? Sigur. Eu cu tiro nu în cap acolo. Da-te, 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 că o să dau tare, o să dau blan, o să... O să încinc. Dar să-i de aici. Hai că am deblocat-o, dracu. Ai rupt cablurile, mâncați așa. Tu mai încolo, mă. Bă, dar eu n-am mai în față, știi că în față e un drum. E un drum mic. Trebuie să luăm undeva pe plajă, dar... Pe plajă, mă. Nu mă-n pula mea, mă duc de pe acolo pe lângă ei și am ajuns. Care locație mare? Nu au văzut ăștia. Hai! Bine, mă, hai că trec eu pe acolo pe lângă ei și tare. Hai că dai o forță în bar, până deja stăm prea mult cu ei. Nu o să stau o noapte întreagă ca să duc ceva. Unde-s băieții tăi? Scuze că ți-am dat calea, dar nu mai pot, mă fierbe, fierbe curul pe scaun. Du-te, 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 du-te. Hai, off-road. Vezi că mă numai ce pe aici. Pe poliția. Unde? Da, e poliția. Fața ta. Mă, ce pot deja că te-a, mă jur. Am mă cântelă, am mă cântelă. Yes! Du-te, du-te. Hai că-mi bag pula. Nu, no, noi acum mai aprovizionăm pe băieții ăștia, vezi? Mhm. Unde parchezi? Unde sunteți? Aici, o să parchezi gen în spate undeva. Stai două secunde, uite aici. Ești cumva la fabrica de lemn? Unde ai zis? Uite, la uite, fabrica uite. De lemn? Acolo să parchez? Stau cu spatele sau? Cu spatele. O zis sunteți la fabrica spatele, de lemn? Te duci în față și o dai în spate, gen, îi faci spate. Nu, 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 nu stăm, stăm în plin. Aia zic că pică cat acum. Vezi că pierzi remorca dacă îi dai așa mult. Blend, de unde se ia semințe? Acum. Hai, dai, dai, dai. Top. Ba, pui să dai mai tare, dai mai tare, că îi strigi la un paletul ăsta. Dai, prea, prea, ca, ca, asta, asta. Asta. Perfect. Gata, care mă duci și pe mine la garaj? Dacă vrei, te duc eu cu mașina. Hai. Ăla care are tirul, ai luat, ce le dus în portă, ok? Gata, mi-am dat toate jos, mască tot și tot la fel. Hai mă, că vor fi pe stația unul lângă altul. Hai. Marfa-ți a ajuns, banii mi-ai dat. Da, mi-a plăcut de tine. Hai. Dacă ești de acord, de fapt. Băi, da. Îmi dai mesaj. Hai numărul meu, una alta, face cum vrei. Stai, stai, ole. Care e numărul tău, că... Stai că ți-l dau acolo. 0722988249. Da, crezi că știu? 0785451421. Ce mă? Hai că-ți mai dau înapoi. Păi, că l-ai și palmea acolo. Mă auzi? Mă auzi, mă? Ah, de aici trebuie să dau. Ne auzim?
N-auzi, mă? Da, cam asta e toată problema. N-auzi? N-auzi? Da, mă, da, te aud. Da, da, da. Deci fii atent. Deci cum se teme al tău, că nu. Că nu bag la nimic de mâncare. Aaaa. 4-2-1. Deci 0-7-8-5 4-5-1 4-2-1. Uite, uite, 4-1. Deci 0-7-8-5 4-5-1-4-2-1. Da. Foarte mult, n-am. Bun. Hai, care mă duce și pe mine până la... Hai, că te duc eu pe audio. Hai. Hai. Sar un pic. Sar puțin, sar puțin. Puteți să vorbim și noi? Păi nu, mă, ți-e ții tirul, ia tirul. Ce păi lasă aici, la ăștia, pă, ai echipaj în care îl duci în por, mă, nici bun, mă. Îl duci în por și îl lași acolo. Că mai am nevoie de el. Îl bag în garaj, îl lasă aici, păi ce ce-i asta? Zi-mi și mie cine sunteți, sau cu ce voți. De niște cu tine? Dacă e de ceva. Da, noi suntem, ce mai așa, mai taximetrici, dacă mă înțelegi. Am înțeles. Nu, oh, fuck. Nu, pe final ai dat în stâlpă. Păi n-am dat pe final. Ah, bine. Bun, atunci, în caz... Da, da, da. În caz de ceva... Da. Pa, pa. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați de butonul de like și subscribe. Și eu v-am lăsat, ne întâlnim pe data viitoare. Ciao, ciao.